o deosebită plăcere vreau să o cunoașteți și voi, pe tânăra, ambițioasa și talentată adolescentă pe nume Aniela Ravineala, care îmbină cu succes mai multe activități și mai mult, reușește să facă performanțe în toate. Cu Aniela vom sta la discuții doar după ce o admirăm cu un moment artistic. În atenția dumneavoastră, Aniela Ravineala. Costică, dorm? Costică? E 5. Ei, nu! E 2. Costică? Am vrut să văd dacă dormi. Dorm, da. Ei, bine, dormi. Am vrut să-ți spun ceva, dar dacă dormi, dormi. E ce? Hai, zi-mi acum. Nimic. Zic, mă gândeam că noi ne iubim foarte mult. Aha. Avem noroc că ne avem unul pe altul. Da, da. Știi, am visat că nu eram măritată cu tine. Eram măritată cu altcineva. Cu cine? Ei, cu un șarpe. Dar când ai visat? Că văd că de dormit, nu dormi. Ei, nu pot să dorm acum, că am dormit după masă. E așa, cu ce faci? Nimic. Stau și mă gândesc la noi doi. N-ai putea să te gândești numai la tine? Și să mă lași pe mine să dorm. E, hai, gata, dorm, dorm, niște, dorm, Costică, dorm, dorm. Costică, ți-a ieșit un fir alb. De-a din aur. Dar eu te iubesc tot ca în prima zi. Uh-huh. Tu mă iubești tot așa? Da, da. Ha? Dar dacă cineva te-ar scula noaptea și te-ar pune să te duci undeva pentru mine, te duce? Uh-huh. Unde te duce? Ei, undeva să dorm. Ei, hai, gata, dorm, dorm, dorm liniștit, dorm, Costică, dorm, dorm, Costică. Costică, mi-e rău, mă doare capul. N-ai nimic. Ia o aspirină și un piramidon și culcă-te. Păi tocmai asta. Să le iau pe amândouă deodată? Nu, le iei separat. Întâi aspirină, apoi piramidonul. Dar pe care le iau întâi? Indiferent. Tot aia e. Da, atunci eu întâi aspirina. Foarte bine. Ia întâi aspirina. Și apoi piramidonul. Da. Și apoi piramidonul. Dar dacă iau întâi piramidonul, strică? Nu. Nu o să strice. Ei, uite, asta-i. Nu știu cum să fac. Oricum faci bine. Ia-le și o să streacă și dorme odată. Costică? M-am gândit. N-ar fi mai bine să le iau pe amândouă deodată, a? Da. Ia-le pe amândouă deodată. Da? Dar numai să pot? O să poți. Nu, 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 nu. Nu cred, știi? Eu am gâtul foarte mic. Și mai e și omulețul. Ce e cu omulețul? Mi-e frică să nu-l înghit. De cum am înghițit într-o seară un nasture. De am crezut că e un hap și hap, l-am înghițit. Și n-o să crezi, mi-a făcut bine. Bravo.
Așa că, na, dacă nu pot să le iau pe amândouă deodată, tot mai bine separat. Da. Iar e separat. Cu puțină apă? Da. Cu puțină apă. Fiartă sau de la robinet? Indiferent. Tot aia e. Știi că, dacă vrei, eu pot să fierb apa de la robinet. Fierbe-o. Păi și cum? Să o iau cu apă fierbinte? Păi nu mă opăresc! Nu mai pot, mi-e rău, mă doare capul. Știi ce e mai bun pentru durerea de cap? Aspirină cu piramidon. E, hai, 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 dă-te jos din pat, femeie, și fă-mi și mie un ceai. Uuu, ce om fără suflet! Eu? Da, mă scur în puterea nopții să-ți fac de mâncare. Aniela, eu te invit să vii mai aproape de mine, acesta a fost momentul. Te invit să te faci comod pe canapea. Și te salut cu mare drag. De inițial vreau să punctez că tu ai reușit să-mi întreții zâmbetul în această seară, dacă tot marcăm ziua internațională sau mondială a zâmbetului și a faptelor bune. Și aș mai puncta eu aici un moment. Bănuiesc că nimeni nu și-ar dori să fie în pielea lui Costică. Te salut cu drag, zic bună seara și bine ai venit la Tezaur TV. Bine v-am găsit. Felicitări pentru acest moment și cu siguranță au mai fost cei care au văzut acest moment extraordinar. Eu te felicit, îți ziceam anterior în culise că am dorit și noi la un moment dat să le exersăm, dar uite că mie cel puțin nu mi-a reușit. Felicitări pentru tot ceea ce faci și ziceam și în intro, tu reușești să îmbini cu brio mai multe activități. Iată de ce în această seară voi încerca să le descoper pe toate și să aflăm mai multe din ceea ce ți-a reușit ție să faci până la această vârstă. Și hai inițial să ne spui câți ani ai? Aproape 13. Mulți înainte, mulți înainte. Și ia să-mi zici, de unde vii? Unde te-ai născut? Vin din satul Mereni, raionul Anenii Noi. Așa, am înțeles. Și tot acolo locuiești? Da. Iar când e nevoie să vii la capitală, faci naveta? Da. Te-am înțeles. Uite, la Mereni sunt asemenea copii talentați și nu exagerez când spun acest fapt, pentru că cumva am avut ocazia să citesc CV-ul tău. Și hai să-mi zici inițial, de unde vine dragostea pentru teatru, pentru arta teatrală și cum a început această pasiune și aventura ta în domeniul artei teatrale? De fapt, mama a descoperit această pasiune a mea. Cam câți ani ai vechi? 6 ani. Așa. Clasa 1, 6 ani și 8 luni. Și mama m-a înscris la cursul de teatru și am făcut 5 ani de teatru. Așa. Și am primit certificatul de absolvire, iar acum fac lecții de teatru adăugător. Individual. Da. Dar cum ți-a fost de la început și cine ți-a fost prima profesoare care cumva te-a ghidat, te-a inițiat și ți-a cultivat dragostea pentru acest domeniu? Doamna Seretean Ludmila. Așa, din câte știu, aveți școala de artă la Mereni, acolo ai făcut. Da. Și în continuare faci lecții individual cu cine? Cu domnul Constantin Ghilețchi. Am înțeles. Și hai să-mi vorbești mai multe. Ce rolul ai jucat până acum? Ce roluri ai interpretat? Pentru că le ziceam și celor de acasă, le ziceam și ție, știu că ești persoana care merge suficient de des la teatru. Ești persoana care a urmărit nenumărate spectacole. N-ai urmărit doar spectacolele acolo unde încă nu sunt conform vârstei tale, nu? Da. Dar până când e interzis. Te-am înțeles. Ce roluri ai jucat? Care sunt rolurile care te-au marcat cel mai mult? Ce situații ți s-au întâmplat în momentul în care jucai un rol? Primul rol care mi-a venit în minte este rolul domnul Goie. Scenieta... L-ai jucat pe Goie? Da. Așa. Iar un moment din această scenetă este când eu fumam în compartimentul unde intră doar o singură persoană. De fapt, toaleta.
Am înțeles. Dar de fapt nu acolo fumam, dar... Asta e important și hai să le zicem celor de acasă. Noi nu promovăm un mod nesănătos de viață, ci din potrivă. Noi nu promovăm fumatul, dar așa e rolul, nu? Da. Și... Dar s-a întâmplat când prezentam această scenetă. Înainte ca eu să plec în toaletă, am primit de la bunica, mi se pare că, o ciocolată. Așa. Iar eu când trebuia să merg în toaletă să fumez, eu încă aveam ciocolată acea în gură, ciocolată. Iar când fumam, mestecam și ciocolată și era cam incomod. Deci tu și Napoleon, mai multe lucruri odată. Te-am înțeles. Asta a fost unul dintre cele mai dificile sau cele mai interesante din punctul tău de vedere cel rolul? Cel mai interesant. Cel mai interesant. Ce alte roluri ți-au plăcut nespus de mult sau în ce alte roluri ai primit o provocare pentru tine de a te autodepăși? Am mai jucat sceneta, de fapt monologul Pălăriile. Așa. În care schimbam pălăriile și automat se schimba și personajul. Și mie personal, cred că asta a fost sceneta care mi-a plăcut cel mai mult din toate puterile în jucat. Cât timp îți ia de fapt să înveți un rol? Uite, de exemplu, să-l înveți pe Costi că dormi. Și să ai această abilitate de a-ți schimba cumva tonalitățile vocii, pentru că am remarcat și acest fapt. De fapt am făcut, dacă nu mă greșesc, vreo 2 luni de zile lecții de teatru online cu domnul Constantin Ghilețchi. Și toate aceste lucruri, cum ați spus, fărăitul sau vocea de bărbat, domnul Constantin îmi dădea exerciții speciale care te-au ajutat să ajungi la această performanță, da? Da. Te-am înțeles, deci totuși fără școală nu ai cum sau sunt puține persoane cărora le reușește acest fapt fără școală, nu? Care sunt spectacolele tale preferate? Spectacolele mele preferate sunt Tata, de la Teatrul Luceafărul, Testamentul, la fel de la Teatrul Luceafărul, dar preferatul meu este Tequila Boom, de la Teatrul Luceafărul, este o comedie. Deci mergi mai mult la Teatrul Luceafărul sau mergi la alte teatre? Mai mult merg la Teatrul Luceafărul, dar mai merg și la altele. Am înțeles. De ce Luceafărul? Prin ce te-a captivat? Ce-ți place cel mai mult acolo? Îmi plac... Actorii? Da, actorii. Am doi preferați. Care sunt ei? Domnul Ion Jutar și domnul Emilian Crețu. Așa, îi întâiam. Te-am înțeles. Vreau, până am spune într-un final ce ți-ai dori să devii în viitor, îți ziceam că vreau să descoper din toate pasiunile și toate activitățile pe care le ai și mai vreau să menționez un fapt important. Din câte cunosc, da, mă ajuți tu de data asta, în cadrul festivalului Te Salut Chișinău, care a avut loc în vara anului 2022, ai devenit câștigătoară în cadrul unui concurs, ai realizat un scurt metraj și tu ai intrat în posesia premiului mare, da? Da. Vorbește mai multe ce a presupus acel concurs, vorbește mai multe despre scurt metraj, ce ai prezentat acolo și despre emoții, evident. În acel scurt metraj era vorba, tema filmului pe care trebuia să-l facem era Viața în continuare. Și acolo trebuia să arătăm, să zic așa, importanța bătrânilor. Iar tot filmulețul pe care l-am filmat de 10 minute, l-am filmat într-o zi. M-am trezit la vreo 5 dimineața, iar domnul Constantin a venit la mine acasă în Mereni și eu a trebuit să mă trezesc la ora 5 dimineața. Da, îți dai seama, el până ajunge la Mereni s-a trezit mai devreme. Da. Și a trebuit să mă trezesc la ora 5 pentru că trebuia să filmez cum eu mă trezesc, deschid, trag perdeaua și văd apusul și mă îndrăgostesc de apus și mă duc în căutarea lui. Și pe drum mă întâlnesc cu mai mulți bătrâni, fiecare dintre ei arătându-mi câte ceva util. Util.
Te-am înțeles. Bine, dar de unde a apărut ideea ca tu să participi în cadrul acestui concurs? Domnul profesor ți-a zis de el și a zis că ar fi nu, bine mama să... mama m-a înscris. Așa. Și... Deci tu ai un producător, un manager care are grijă de, de cariera ta, da? Da. Și am făcut... sincer, nu știu cât timp, mi se pare că vreo două luni, lecții online în care ne am făcut cu diferiți profesori care ne explicau cum trebuie să facem acest scurt metraj. Cum... Dar cu conceptul, ideea acestui scurt metraj, uite, cu acest apus, cu întâlnirea cu bătrânei... A fost domnul Constantin. Constantin a fost cel care a venit cu această idee și voi, o echipă, să zic așa, ați participat la realizarea lui. Vorbește-mi despre acel moment în care a fost pronunțat numele și prenumele tău pe scenă la categoria premiului mare. Când ți-ai auzit numele tău, ce emoții ai trăit atunci? Și în general, inițial de asta să-mi zici dacă ai avut așteptări ca să fii... Da, am avut așteptări. Așa, deci te-ai dus cumva hotărâte că tu vei fi câștigătoare, nu? Da, și când a spus și acum premiul mare, trupa Angel, Ravinea la Aniela și atunci m-am dus pe scenă și am luat premiul. Așa, cu capul sus, mândră. În ce a constat premiul mare? Premiul mare a costat în suma de 8.000 de lei. Așa, și mai știu eu că mai aveai tu încă 2.000 de lei. Da, 2.000 de lei. 2.000. Și ce ai făcut cu acei bănuți? Cum i-ai investit? Mi-am luat un nou telefon. Un telefon nou, ca să-ți fie și el mai util. Deci, calculat ai cheltuit banii. Da. Te-am înțeles. Ne-am clarificat cumva puțin cu arta teatrală, ne-am clarificat cu scurt metraj, dar să-mi zici, când vine vorba de artă teatrală, ai participat la concursuri? Da. Ai obținut și premii? Da, la mai multe. Care au fost cele mai importante sau la care ții cel mai mult? Cel mai mult țin la concursul la care am participat cu filmul. Te-am înțeles. Bine, să trecem la o altă activitate a ta și ea este muzica. Să-mi zici, dragostea pentru muzică, de unde o ai? Dacă ai în familie pe cineva care are tangență cu acest domeniu de activitate și cum a început această aventură cu muzica? La fel, mama a observat că am talent și... Dar îți mai amintești cum mama a observat ce făcea? Era aia acea micuță cântecioasă care mergea prin casă și cânta? Sincer, nu știu. Ok, o întrebăm pe mama în culise. Dar la 6 ani, mama m-a dus la un ansamblu Speranța, la care, unde cânt și acum. Și ansamblul vocal Speranța din cadrul Casei de Cultură din Mereni. Da. Așa, am înțeles. Profesoare Daniela Ciobanu, să fim corecți. Da. Doamna Daniela este profesoara mea de canto din Mereni și profesoara mea de la ansamblul Speranța. Te-am înțeles. Și uite că nu te-ai oprit acolo. Ți-ai dorit să faci mai multe performanțe în acest sens? Te-ai dorit să te lansezi cumva pe cont propriu, nu? Că ai ajuns la TG Academy. Cum s-a făcut? Cum ai ajuns? De la cine a venit ideea? Mie îmi plăcea foarte mult de fondatoarea acestei academii, doamna Cristina Coștiuc. O vedeam foarte mult pe Instagram și, nu știu, am ajuns la academia ei și... Deci așa ai intuit tu că are ce te învăța, nu? Da. Știu că de când ești la TG Academy, bine, să spunem că baza oricum, sau te-ai format și ți-au cultivat dragostea pentru muzică, profesoarea și cei de la ansamblu Speranța. Da. Dar ai făcut mai multe performanțe în acest domeniu, pe cont propriu, asta e important să menționăm, de când ai venit la TG Academy. Și ia să-mi zici, la ce concursuri ai participat? Ce premii ai obținut? Sincer, sunt prea multe ca să le știu. Bine, un concurs care te-a marcat cel mai Constelația mult. Constelația Talentelor. Constelația Talentelor care a avut loc anul trecut. Da. Da? Și hai să zic eu ce coincidență frumoasă, că după tine urmează să vină fondatoarea și directorul festivalului Constelația Talentelor. Să vezi ce întâlnire frumoasă aveți voi în timpul publicității și ce coincidență frumoasă avem în această seară aici.
Ce premii ai obținut la Constelația Talentelor? Sau... Nu țin minte, dar, sincer. Uite așa, dragilor, când ai multe pe cap, le mai uiți. Important că ții minte rolurile, știi? Și tot ce trebuie să faci. Ce piese ai înregistrat? Care sunt piesele preferate pe care le cânti? Îmi place mult piesa Show Must Go On. Așa, o piesă suficient de dificilă. Da. Copacul. Așa, copacul pe care urmează să-l ascultăm în câteva clipe. Toi. Așa. Și sax. Te-am înțeles, astea sunt piesele tale preferate. Piese suficient de dificile și acum mai știu. Și hai să facem legătura cu acei 2000 de lei pe care i-ai aveai. De unde i-aveai, dacă tot mi-ai pomenit de piesa Show Must Go On? A fost o provocare pentru tine? Da, de fapt, părinții mei vroiau foarte mult ca eu să învăț piesa Show Must Go On, dar eu, dacă sincer, nu eram deloc atrasă de ea. Iar într-o zi cu soare, mama și tata habar n-au ce au vorbit între ei, dar intră tata la mine în cameră și îmi zice: uite, Aniela, dacă înveți cântecul Show Must Go On, îți dau 2000 de lei. Și am spus: nu, tata, pentru că cu câțiva ani în urmă tata mi-a mai zis că dacă învăț un cântec cât va egaza, îmi dă 2000 de lei. Eu l-am învățat și tata nu mi-a dat acei 2000 de lei. Nu s-a ținut tata de cuvânt. Și am spus: tata, cu 2 ani în urmă tu mi-ai spus dacă învăț cât va egaza, îmi dai 100 de euro, dar nu mi-ai dat. Și eu zis că bine, eu dacă îți dau acum bani în mână, tu înveți piesa. Da. Și tata mi-a dat bani și am... Ai fost mai motivată, nu? Da. Să înveți piesa. Dar bine, te-a învățat până într-un final, că dacă le pui efort și muncești, ești răsplătită, nu? Da. Aștia au fost primii bănuțe, te-ai câștigat sau mi-ai câștigat anterior bani din activitățile pe care le faci? Nu cred. Ăștia au fost primii bani câștigați din artă. Te-am înțeles. Mai știu că mai faci și pianul, evident. Da. Vorbește-mi și despre dragostea cu pianul și dacă a fost dragoste chiar de la început cu pianul sau a fost nevoie să te implici mai mult, să te impui să-l iubești. Acum sunt clasa 5-a la pian, dar clasele 1-a și 2-a a fost cam dificil pentru că eram la început și era destul de greu pentru mine să învăț piesele de la pian, dar... Din anul trecut, am fost clasa a 4-a la pian, acum sunt clasa a 5-a la pian și de anul trecut mi-a început dragostea de pian și m-am atașat mai mult de el și de profesorul meu de pian. Așa, asta e de bine. Ia să-mi zici, ai cumva, ți-ai format deja o idee în cap cam ce ți-ai dorit să devii în viitor? Nu. Chiar dacă nu ești decisă, pentru că e și cam devreme să decizi, o zic cumva și din propria experiență, dar cu siguranță această dezvoltare multilaterală și aceste abilități pe care le obții acum și la care depui mult efort îți vor servi foarte bine în viitor, la fel după cum îți servesc și dansurile sportive la care ai mers timp de cât timp? Timp de 2 ani, dar acum din lipsă de timp nu. Asta vreau să întreb, cum îți gestionezi programul de fapt? Pentru că pe lângă toate aceste activități, mai știu că ești și o elevă bună. Da. Și iată deci... cum se face, ai o zi plină încărcată cu evenimente, cu diferite activități? Da, când vin de la școală la ora 2, pentru că în fiecare zi am 6 lecții, merg acasă repede, mănânc. Repede asta și... ce înseamnă? La pas alergător? Sau... Nu, merg. Deci nu mai faci alte chestii? Pentru că trăiesc foarte aproape de școală. Am înțeles. Și merg acasă, ajung în vreo 3-4-5 minute pe jos și mănânc și apoi fug repede la activități. De la ora 2 până la vreo ora 6 am activități. Te-am înțeles. Deci o zi plină de muncă. La cei maturi e o zi de muncă, la tine e o zi plină cu activități. Bine, dacă vine vorba de dansurile sportive și de abilitățile pe care le-ai obținut, mai știu că
Acum, dacă e nevoie să înveți coreografie asupra unui cântec sau în cadrul la ceva, îți vine mult mai ușor, nu? Da. Te-am înțeles. Eu mai știu că pe lângă toate aceste activități, pe lângă realizările frumoase pe care le ai, tu mai ești un copil tare ingenios. Și știi să te descurci bine în diverse situații. Respectiv, aș vrea să-mi spui ce e cu acea notă de 2 pe care au luat-o toți copiii din clasă sau aproape toți și cât de ingenioasă ai fost tu? Ce ai făcut? A fost anul trecut, iar la fiecare lecție de istorie treceam temă nouă, iar lecția următoare aveam la început de lecție un test cu lecția de data trecută și după ce făceam testul treceam altă temă. Iar după ce treceam tema, făceam testul și treceam tema, data viitoare iarăși test. Deci de fiecare dată câte un test. Începea lecția cu un test, nu? Da. Așa. Și eu la acel test nu prea am învățat, practic deloc, și am primit 2. Nu prea practic deloc, mi-a plăcut. Și am primit un 2, dar nu doar eu, toată clasa a luat note rele. Și următoarea zi am avut ora de biologie, doar că a fost o înlocuitoare ca profesor. Și am avut un test și am luat nota 9. Și profesoara, înlocuitorul, a zis că cine vrea notele în agendă, în agendă veniți și vi le pun. Iar eu, cum sunt foarte deșteaptă, m-am dus cu agenda. Și modestă. Dar niciun copil nu s-a dus cu agenda pentru că tuturor le era rușine cu notele primite. Dar eu m-am dus la acel înlocuitor și am astupat nota de 2 cu mâna. Iar deci ai stat așa cu mâna pe agenda și ai zis hai puneți-mi nota, dar mâna n-o iau, nu? Adică am pus agenda pe masă și am pus mâna că sunt agenda, să nu vină vântul să iei. Și profesoara mi-a pus nota nouă în agenda și zice, ia, ce ai acolo? Și am văzut, Aniela, și când am văzut nota de 2. De-am înțeles. Până în final și-a dat seama profesoară, dar bănuiesc că te-a apreciat și după ingeniozitatea. Dar dacă tot eu vorbeam anterior că ești o elevă bună, hai să nu creadă oamenii și cei de acasă că primești doar note de 2, și să-mi zici, mă grăbesc, pentru că timpul acordat interviului nostru e deja limitat, dar vreau să aflu și istoria cea cu nota de 10. Să-mi o spui repejor. Ziceam, să nu creadă cei de acasă că primești doar note de 2. Nu, ești o elevă bună, primești și note de 10, dar se mai întâmplă diferite situații și aici când vine vorba de nota de 10. Mi se pare că tot anul trecut și trebuia, era seara și trebuia să mă pregătesc pentru că următoarea zi aveam evaluare la matematică. Și eu eram îmbrăcat în costum de unicorn, așa. Costum unicorn și eu în bucătărie. La frigider sunt niște rafturi și acolo este și o iconiță. Iar eu m-am urcat pe un scaun ca să ajung la ea pentru că era destul de sus și m-am pus așa, eram în costum de unicorn, m-am pus așa și am zis tatăl nostru și am zis, da, Doamne, te rog să iau 10 la matematică, te rog, Doamne, te rog, asta e tot ce te rog în viața asta. Și, surprinzător, am luat 10 la matematică. Doar eu și ai luat 10 la matematică pentru că ai fost pregătită sau pentru rugăciune? Cum crezi? Eu cred că pentru rugăciune, dar mama zice că pentru că am învățat. Că ai fost totuși pregătită. Uite, îți doresc să ai parte doar de note de 10 de acum înainte. Mulțumesc. Și de mult succes. Îți ziceam, timpul interviului nostru a expirat. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru această deschidere și să-mi zici la final cum te-ai simțit în emisiune. Cum te-ai simțit? Cum a fost? Foarte bine. Foarte bine. Ți-a trecut emoțiile? Da.
Te-am înțeles. Uite, asta vreau să obțin până în final de la acest interviu, să te simți tu bine, să încerc să-ți descoper câte puțin din toate activitățile pe care ai și la final te îndemn să te înarmezi cu acel microfon, în cazul în care ai nevoie, să vii aici, pe scena platoului nostru, pentru a ne cânta acea piesă frumoasă, Copacul, despre care vorbeam și anterior. Da, vină, te rog frumos, pe scena platoului, fă-te comod, astfel încât, dragilor, eu, împreună cu voi, cu cei de acasă, cei care stați cu ochii pe Tezaur TV și pe emisiunea Noi și Lumea, să o admirăm împreună pe Aniela Ravineala cu piesa intitulată Copacul. Aplauze! Grădina casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe când te culce-n gândul cânt. Grădina casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu, fie ploaie, fie soare. Să-l știe în genunchiat, copacul de-mi se-nalță în grădina mea, amorții de soare, de lumina grea. Acest copac e drup dintr-un ful țării sfânt și-o fi veșnic pe casei mele e copacul, stă de pază și la bine și la greu. Simt în brațe lemnul tare și-l sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dat, sunt chiar eu. Copacul de-mi se-nalță în grădina mea, amorții de soare, de lumina grea. Acest copac e drup dintr-un ful țării sfânt și-o fi veșnic pe-o.